Un nou consiliu, așadar, justiție și afaceri interne, la Bruxelles, România prezentă, la nivel înalt, iar pentru că principalul subiect este legat de migrație, încercăm să înțelegem cum ar putea țara noastră să joace această carte. Cu mențiunea importantă pentru noi toți, nimic despre spațiul Schengen, lărgirea acestui spațiu de liberă circulație sau alte abordări nu s-ar discuta în cadrul consiliului de zilele acestea. Domnul Eugen Tomac, europarlamentar al PMP alături de Euronews România, mulțumesc pentru asta. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Așadar, migrație, subiect principal, și din această perspectivă, România ar avea o carte de jucat? Am avea ce spune pe acest subiect în favoarea noastră, credeți? Evident că avem ce spune, în condițiile în care noi am investit enorm în ultimii 10 ani pentru a avea frontiere sigure și, evident, nu doar frontierele noastre, ci frontierele Uniunii Europene, pentru că noi am avut până acum comportament de stat membru Schengen, suntem parte a sistemului Schengen, pentru că astfel gestionăm în momentul de față frontiera, însă evident că acest Consiliu are această mare scăpare, și anume că nu discută și nu dezbate deloc chestiunea legată de extinderea spațiului Schengen în acord cu legislația în vigoare. Ceea ce noi trebuie să facem este să fim nu doar vocali, ci extrem de insistenți în a ne fi respectate drepturile. De multe ori avem sentimentul acesta că credem că greșim dacă insistăm mult mai agresiv, pentru că ceea ce ni se întâmplă nouă este un mare abuz de drept. Și evident că inclusiv cu această ocazie trebuia să fim mult mai vocali și mult mai pregătiți din punctul meu de vedere, pentru că avem toate datele de partea noastră, nu avem însă capacitatea politică de a fi un pic mai perseverent și evident convinge și partenerii să fie mai nuanțați. Nu este suficientă doar Comisia Europeană în această lupta noastră în a ne câștiga și a intra în drepturi așa cum este și firesc. Merită spus că, de exemplu, guvernul italian a adoptat un set nou de măsuri pentru a reduce afluxul de migranți care ajung în peninsulă. Printre acestea s-ar număra înființarea mai multor centre la nivel național, dar și posibilitatea ca în amplasamente, în viitoare amplasamente, să ajungă copii de peste tineri de peste 16 ani. De la începutul acestui an, să o spunem, în Italia au ajuns aproape 126.000 de migranți și majoritatea sunt tunisieni. De la Sofia aflăm, domnule Tomac, Bulgaria se pregătește pentru o vizită la Viena în primele zile de octombrie, la nivel de premier. E un detaliu interesant, n-a fost invitat. Nu a existat o invitație oficială a Austriei către vecinii noștri de la sud de Dunăre, dar vedem totuși această dorință. Ce fel de carte joacă Bulgaria? Aici nu cred că Bulgaria joacă o carte, cât Nehammer vrea să joace o carte politică internă proprie. Să nu uităm că la începutul acestui an l-a invitat pe președintele Bulgariei la celebrul concert de Revelion organizat la Viena. Cultivă această relație distinctă cu Bulgaria, încercând să-i păcălească pe principiul ne vom bate pentru ca voi să intrați în spațiul Schengen, dar iată cu Bucureștiul nu ne înțelegem de niciun fel. În condițiile în care și această vizită a premierului bulgar împreună cu ministrul de externe este folosită politic intern de către Nehammer. Nu și-a schimbat cu nimic abordarea și eu regret că nu există o coordonare foarte strânsă între guvernele noastre, al României și al Bulgariei. Bulgaria fără România nu poate intra în spațiul Schengen, la fel cum noi nu putem intra fără Bulgaria. Și evident că aici era nevoie de la început de o construcție comună, pentru că în clipa în care s-a stabilit un calendar distinct pentru Croația și altul pentru România și Bulgaria, pentru că acum mai bine de un an de zile chestiunea era discutată la pachet, România, Bulgaria, Croația,
dintr-o dată ne-am trezit cu rezoluții distincte pentru Croația, cu abordări distincte pentru Croația, ori noi am intrat împreună în Uniunea Europeană, toate evaluările pentru România și Bulgaria s-au făcut la pachet. Deci bulgarii nu pot intra fără noi, nici noi fără Bulgaria. Prin urmare, este bine ca această coordonare să se facă la pachet. Altfel, după ce îl vom convinge pe Nehammer, este posibil oricând un alt guvern să se trezească cu tot felul de solicitări aberante și să mai ratăm încă o ocazie. Ori eu cred că un Consiliu Jai în care să se discute despre extinderea spațiului Schengen în următorul an și jumătate nu va mai exista. Dintr-o rațiune foarte simplă. Peste tot a început pre-campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Anul viitor niciun stat nu-și dorește să aibă în centrul dezbaterii pe alegerile europarlamentare chestiunea Schengen, pentru că toate statele au probleme legate de spațiul Schengen și ați văzut ce se întâmplă în Italia. Până când nu vom avea capacitatea la nivel european să creăm mecanisme prin care să oprim intrarea în apele teritoriale europene a acestor rute care aduc imigranți pe mare, nu se va schimba nimic, pentru că legislația internațională este foarte clară. Când intră în apele tale teritoriale un vas cu imigranți, ai obligația să-i preiei. Și de aici valul de probleme va continua până când nu se va schimba ceva fundamental în ceea ce privește combaterea acestui fenomen. E interesant pentru că presa bulgară, domnule Tomac, scrie într-o analiză pentru SEGA, publicația care, de pildă în limba română, înseamnă acum. O analiză așadar în care spune că țara noastră ar putea să greșească dacă amenință Austria. Face referire la un posibil demers al guvernului, poate la CJUE, da, la instanța europeană prin care să dăm în judecată Austria. Am mai discutat împreună cu dumneavoastră acest subiect, dar cred că merită să o spunem pentru cei care ne urmăresc. Ce am avea de câștigat, ce am avea de pierdut? În primul rând, nu pierdem nimic. Din capul locului o spun, pentru că eu am avut o presiune extraordinară în momentul în care am depus în calitate de deputat în Parlamentul European această acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și în momentul de față există un proces pe rol, Tomac versus Consiliul Uniunii Europene, și în acest proces poate interveni Guvernul României sau Guvernul Bulgariei oricând, pentru că un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu blochează negocierile politice. Mai mult decât atât, dacă vom cere despăgubiri, și statul român poate cere acest lucru la fel ca și statul bulgar, pentru că dincolo de această nedreptate de a ne îngrădi nouă libertatea de circulație ca cetățeni, există o lovitură puternică asupra economiilor noastre, a economiei Bulgariei și României. Pentru că noi nu putem fi competitivi pe piața unică europeană atât timp cât produci în România același produse pe care orice stat de pe piața europeană îl produce. Nu poți fi competitiv atât timp cât din orice colț al Europei poți ajunge cu camionul în maxim 10 ore. Corect. Ori noi pierdem câteva zile doar la cozile pe care le avem la intrare în Uniunea Europeană. Domnule Toma, practic suntem într-o situație paradoxală. Dar dacă o Austrie... Stat membru al Uniunii Europene, dar în afara frontierelor Uniunii Europene. Dacă, deci, de exemplu, domnule Tomac, mă gândesc acum la Karl Nehammer și vă întreb, dacă, de exemplu, după un asemenea demers, la nivel de guvern, să spunem de data aceasta, în viitor, într-un posibil viitor, dacă un asemenea demers ar, să zicem, supăra o Austrie imperialistă care s-ar încăpățâna să mai audă măcar de România sau Bulgaria? Nu există supărări veșnice în Uniunea Europeană, există puncte de vedere diferite, există blocaje, la fel cum și noi am demonstrat că dacă mergem pe această logică fără niciun fel de rațiune, putem spune și noi nu, să acces și nu dăm acces ofițerilor austrieci la reuniunile NATO, unde au fost invitați până acum.
Dacă se intră pe această logică, evident că nu se ajunge niciunde, tot la justiție se va tranșa. Iată. Și de asta am spus din prima clipă că noi trebuie să avem curaj să ne apărăm interesele și cu celelalte instrumente pe care ți le oferă Uniunea Europeană. Pentru că dreptul european este într-o continuă evoluție și el se formează la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și de aceea cred că un proces este calea cea mai scurtă prin care putem să ne facem singuri dreptate, pentru că ceea ce face Austria în momentul de față este un abuz de drept, o încălcare flagrantă a tratatului de funcționare și al tratatului Uniunii Europene.